Este una dintre puținele vedete de la noi care și-a ascuns dragostea departe de ochii lumii. Cât de fericirea iubește liniștea. A fluturat cu inelul de logodnă și a lăsat pe comentatori să-și vadă de presupuneri. Când a fost înscrierea noastră, la fel am ținut să... pentru noi. A fost cel mai frumos, cred că, când nimeni nu știa, eram soț și soție, dar era moment unic. A fost doar familia. Interpreta Tatiana Spânu încă nu se poate obișnui cu armata de oameni care o urmăresc pe online. Datorită lor s-a măritat în secret și nu regretă nicio clipă decizia. Citesc comentarii și nu-mi place, eu pun o inimioară acolo. Eu am văzut, tu ai scris, eu asta am văzut și... Dar cel mai... Multe comentarii au fost legate de rochia mea de la nuntă, care ea probabil este costisitoare, dar eu nu am dat acei bani și acolo merg comentarii despre când o să fie divorțul. Asta m-a rănit, cred, cel mai mult, pentru că oamenii ne vrea rău deja, nu poate să se bucure de fericirea altora. De faptul că de ce nu ai dat unui copil, dar ai făcut nuntă, păi de ce eu nu am dreptul la ceva frumos al meu, de ce tu ai dreptul, dar eu nu am dreptul. Postări, comentarii, eu niciodată mi-am dorit chestia de sau, să fiu o persoană vizibilă, să mă cunoască. Eu, pur și simplu, mie îmi place tot timpul să stau mai în spate. Mi-ajunge, Tatiana este persoana mai publică, e la noi. În premieră, deja în rol de soție, Tatiana își scoate povestea fericită din casă. Din câte am aflat, actualul soț, la prima vedere, nici nu știa că face cunoștință cu o interpretă. La ora 6 dimineața, 6 jumătate, eram într-un sat din raionul Hâncești. Eu fiind în niște pantaloni sportivi, cifulită, nemachiată, eu lucram în acel moment. M-a oprit poliția. Eu fiind foarte emoționată, am încercat să cochetez, probabil mi-a reușit. Lui a plăcut pantalonii mei, așa am zis. Eu ajutam părinții, duceam niște oameni la lucru. Eu îi spuneam, uite, am scris o carte. El nu știa cine sunt eu. Eu nu știam cum să mă descurc în acel moment. Da, a fost amendă. Și mi-a scris pe Facebook, poate îmi dăruiești cartea de care tu ai zis că ai scris o carte. Ne-am văzut a doua zi, i-am dăruit cartea și am stat 15 minute la o cafea de vorbă. Iar mai apoi am primit un mesaj dimineața, uite, am citit toată cartea, am o întrebare. Zic, păi scrie-mi dacă ai o întrebare, nu trebuie să ne vedem. Curios lucru, alături de Andrei nu au locuit nicio zi împreună până nu le-a prezentat părinților certificatul de căsătorie cu toate ștampilele. Niciodată nu am locuit cu cineva împreună și aveam temeri foarte mari la acest capitol, pentru că nu știam cum va fi, cum să dorm alături de cineva, dacă o să pot împărți patul cu cineva. Mama este așa. Doar după nuntă. Dar el mi-a zis că vrea să locuim împreună. Am zis, nu, Doamne ferește, după o să mă ceri de soție și atunci. M-a cerut de soție și m-a dus acasă. Mama e de seară, nu vină, că pe unde ești, te duci, Doamne ferește? Și eu zic lui, nu primești, trebuie să ne scrim. Te-am acomodat cu ideea că eu dorm cu soțul meu, dar ce o să zică mama? Și ea mai venea pe la noi și eu mă simțeam oarecum, eu sunt cu cineva, chiar dacă deja era, cum eram cu actele în regulă, nu mă puteam. Dormeam rău, mă trezeam. Cum a fost prima săptămână în doi, povestesc surâzând. Eu eram învățat dimineața să mă trezesc, să fie mâncarea de-a gata și după care mergeam la serviciu. Însă Tatiana până târziu stătea la televizor, eu deja dormeam, mă trezeam dimineața și zic, mânca așa. Ne-a mâncat. Și zic, nu mai pot. Dar deja și eu mă trezesc mai dimineață
De ceva timp Tatiana se trezește înaintea mea și am spus să mă uimești pe zi ce trece. Apropo, primul lucru ce l-a deranjat pe soț a fost locul de odihnă. În casă nu exista un dormitor, ci doar o canapea. Dormeam, dimineața plecam, când ziua eram împreună, era ziua liberă, mergeam prin oraș, nu prea stăteam pe acasă. Eu știu ce te deranjează. Patul, da. Pe care am cumpărat alt pat și saltea bună. Ne plăcea patul meu. Era un pat, da, era mare, dar de asta care se desfăcea și nu era o saltea bună. Da, nu puteai dormi. Dar mie îmi părea că este bine. De fapt, când așa am cumpărat o saltea deja bună, nu puteam să dorm. Eu deja dormeam bine, eram deprins, învățat. Cu această ocazie, tinerii însurăței au testat salteaua iMemory S Plus de la Dormeo, care este cea mai bine vândută saltea de la noi, de calitate superioară și hipoalergenică, cu 3 zone de confort și este dotată cu tehnologia OctaSpring, potrivită pentru toate pozițiile de somn. Dacă mai mult suntem zi de zi în picioare, câte 12 ore, este foarte obositor și de asta și eu tot timpul când veneam de la serviciu și a doua zi deja plecam la serviciu, mă stăruiam să nu prea stau mult la televizor. La un moment dat, datorită soțului, am simțit că este nevoie de un dormitor și de o saltea bună și am decis să o cumpărăm împreună, după cum îi place lui. Eu nu știam cum asta trebuie să fie și alege tu, eu idei nu am. Chis internet, ne-am documentat, dar până în final am făcut probă. Ne-am întins, am așezat, am stat și... Trebuie să-și ia forma corpului, dar și să revină la forma inițială. După asta, cred că ne-am condus cel mai mult. M-ai dus la un eveniment și el atunci mi-a zis, eu eram alta, adică m-am aranjat, eram machiată și deodată și eu eram... altfel mă comportam și el a zis că mie nu-mi place de tine așa, îmi place ceea ce am cunoscut până acum. Adică la evenimente, în public, sunt mai rece. Mai rece, da. Poate când eram mai tinerică voiam ceva mai de-a gata, pot să zic așa, dar pe mine nu m-a atras bărbații mult mai mari decât mine. Ea cu mine este Tatiana. Sunt cu o persoană care noi ne-am văzut prima oară, mi-a plăcut, o pasiune a apărut, dar nu este în public sau la eveniment, este altă persoană. Adică cu mine trebuie așa, simplu, ca soție. În timp, Tatiana Spânu a scăpat și de aerele de vedetă și a dorit alături un băiat simplu, dar plin de bun simț. El îi permite să iasă în lume, dar cu condiția că acasă va fi femeia lui iubitoare. Andrei și Tatiana deja își schițează viitorul, care va fi unul luminos, îndestulat și cu minimum încă 2 membri ai familiei în casă.